Wenn wir erklimmen schwindelnde Höhen, steigen dem Gipfelkreuz zu. Brennt eine Sehnsucht in unserem Herzen, die lässt uns nimmer mehr in Ruhe. Sonnige Berge, Felsen und Höhen, Bergvagabunden sind wir, ja wir. Sonnige Berge, Felsen und Höhen, Bergvagabunden sind wir. Und Haken, alles zu wagen, so hängen wir in der Wand. Wolken sie ziehen, edelweiß blühen, wir klettern mit sicherer Hand. Das ist das Leben, wie wir es lieben, Bergvagabunden sind wir, ja wir. Sonnige Berge, Felsen und Höhen, Bergvagabunden sind wir. Leuchten in Rot. Wir kommen wieder, denn wir sind Brüder, Brüder auf Leben und Tod. Heil euch, ihr Berge, Felsen und Höhen, Bergvagabunden sind wir, ja wir. Sonnige Berge, Felsen und Höhen, Bergvagabunden sind wir. Ce înseamnă pentru dumneavoastră să aveți FC Dinamo în localul Republic? Păi să luăm așa, să le luăm pe rând. Pe de o parte personal, e o mare bucurie că suntem fani de mici și eu și fratele meu și e un privilegiu, pe de parte, e o onoare. În al doilea rând, ne bucură că vin în centru vechi, într-un local nou pe care l-am deschis de curând și în care sperăm să se întâmple multe lucruri și sperăm să avem motive de bucurie alături de echipa Dinamo și de fanii Dinamo. Ce părere aveți de Dinamo în prezent și ce așteptări aveți de la viitorul apropiat? Fiind un suporter, să zicem, pe genul moderat, înțeleg și am răbdare. Înțeleg perioada prin care trece Dinamo, în primul rând, și înțeleg nevoia de reconstrucție. Pe stadion mers, suntem pe primul loc, nu la suporteri. Să întreb dacă mergeți pe stadion și dacă aveți și un jucător favorit? Personal am mai mulți, îmi place mult Matei, îmi place Elton, aș vrea să-l văd mai mult jucând. Îmi place Rotario, normal, și sper ca și ceilalți tineri care au venit acum să joace și să arate că merită. Cum vi se pare că s-au simțit dinamoviști aici și cum se simt în continuare, de fapt? Eu cred că se simt bine. Am văzut că le-a plăcut mâncarea. Am văzut farfurile goale, ceea ce e un lucru bun. Știu că erau după antrenament și poate a contribuit și asta la apetitul lor. Dar revenind la întrebare, Republic este un local pe două niveluri, cu o braserie la parter, unde ne aflăm acum, și cu un beer hale la subsol, un beer hale poate cel mai mare din centrul vechi și din București, unde atmosfera este, să zicem, inspirată de berăriile germane, dar cu influențe moderne, urbane, cu muzică, multă muzică live, cu fanfara noastră, cu multă bere la metru, pe verticală, pe orizontală, în toate formele ei.